Bună seara, domnul Tomescu. Bună seara, domnul Bădin. M-a sunat să-mi spuneți și mie cu scrisorica asta? Nu, domnul Bădin, v-am sunat să vă spun cu totul și cu totul alte lucruri. Dar știți despre ce vorbesc? Despre ce scrisoare vorbesc? Știu despre ce scrisoare vorbi, știu despre tema emisiunii dumneavoastră. Adresată elevilor cu meritorii. Știți despre... Aș fi vrut un minimum de respect ca să mă lăsați să vorbesc. Nici n-am apucat să spun bună seara. Bună seara, domnul Tomescu. De vreme ce v-am sunat, înseamnă că știu foarte bine subiectul emisiunii dumneavoastră. Așa. Dar vă urmăresc de în jurul orei 21:30. A, deci n-ați prins cu scrisorica, îmi pare rău. Nu, prins și cu scrisorica. Da, am o întrebare. Sincer, cine a conceput-o? Nu știu la ce vă referiți anume. Scrisoarea pe care scrie județul Bacău, România, felicitări, stimată doamnă, stimate domn. Prin această scrisoare am deosebită plăcere de a vă aduce la cunoștință o nouă realizare a copilului dumneavoastră pentru semestrul 2 al anului școlar 2009-2010, în urma rezultatelor... Așa, mie din ce-mi citiți deocamdată, mi se pare un gest de eleganță firească, dacă doriți până la urmă, adresat copiilor și... Jos pălăria! Dar spuneți-mi și mie, ce înțelegeți prin fraza asta? De a-i oferi o recompensă financiară care să-l facă să înțeleagă ce am direct mod... că și prin învățătură se pot câștiga bani. Domnul ce înțelegeți prin România a scris cu râmic? Domnul Bătin, aveți... Dar cuvântul celuzi, îl cunoașteți? Domnul Bătin. Da, domnul Tomescu. Domnul Bătin, îmi puneți 10 întrebări în 10 secunde. Dar nu prea mai am timp, a sunat special la sfârșitul emisiunii. Ca să nu zic cu scrisorica asta, da? Cu permisiunea regiei am să prelungesc nițele emisiunea. Nu este problema mea. Dacă nu aveți dumneavoastră timp. Problema mea este legată de faptul că, în mod normal, dacă discutați despre primărie, ar fi trebuit să adresați o invitație și unui reprezentant al primăriei Bacău. Am înțeles că ați adresat o invitație unui consilier local aparținând unui alt partid politic decât reprezentanții celor două partide politice pe care îi aveți invitat. Așa, domnul Cristian Cojocaru, care mi-a sunat la 6:30 și mi-a spus... Domnul Cristian Cojocaru are calitatea meritorie de altfel de a fi consilier local, nu vorbește însă și în numele primăriei. Mi s-ar fi părut firesc atâta vreme cât ați titrat această emisiune Datoriile municipiului Bacău, să fi fost cineva prezent și din postura de reprezentant al primăriei... Domnul Tomescu, îmi fac mea culpa și pe această cale vă rog să-i transmiteți domnului primar că l-aștept ca reprezentant al primăriei și ca ales al băcăuanilor în această emisiune. Dumneavoastră aveți obligația morală, în primul rând, și profesională, sau inversat aceste obligații, dacă doriți, depinde cum doriți să le faceți, să adresați o invitație reprezentanților primăriei municipiului Bacău. Adică domnului primar, cel care semnează pe actele primăriei municipii. Domnul Tomescu, două sunt mai multe. Vreți să discutați în calitate de purtător de cuvânt al primăriei? Dacă vreți să discutați, așteptați să vă invit în emisiune. Până una alta, domnul Tomescu, am să vă invit în această emisiune în momentul în care domnul primar va veni dânsul în această emisiune. Deocamdată băcăuanii vor să discute cu domnul primar. Domnul primar la dumneavoastră în emisiune, domnul Bătin. Uite așa, pentru că e ales. Păi și are reprezentanți, domnul primar. Are persoane desemnate special să vorbească în relația cu presa și dacă nu cunoașteți, deci, cu siguranță, acest lucru, în momentul de față, chiar stați de vorbă cu persoana... Chiar stați de vorbă cu persoana desemnată... V-a întrebat domnul Zaharia, relația cu cetățeanul... Relația cu cetățeanul, cine vorbește în locul domnului primar? Relația cu cetățeanul se realizează domnul Zaharia, nu neapărat prin emisiuni de televiziune, atunci când dorește moderatorul postului de televiziune respectiv. Se realizează cu totul și cu totul alte mijloace. Infinite. Da. Am spus că sunt mijloace infinite, domnul Bătin. Printre care ar putea fi și o emisiune de televiziune, la care se uită cetățenii municipiului Bacău, nu? Cei 7 cetățeni ai dumneavoastră, domnul Bătin. Inclusiv dumneavoastră 8. Eu sunt al 8-lea, da. Da. Bun, atunci, domnul Tomescu, pentru că... Domnul Tomescu, pentru că demnitatea dumneavoastră și în alta funcție, nu vă permite să vă adresați celor 7 cetățeni care nu votează cu dumneavoastră, vă spun în felul următor. Dumneavoastră nu veți mai interveni în această emisiune, să aveți o seară bună. Haideți că deja sunteți stupeiți și săriți calul.
i-ați jignit pe Băcăoanii care se uită aici și știți foarte bine că sunt mult mai mulți decât ați visat dumneavoastră vreodată. Bun, anunț important. Scrisoare venită de la domn primar. Asta după discuții din Consiliul Local, că vrem nu să facem... Nu se poate, băi, imediat sună, știi? De scrisoarea asta cu greșeli gramaticale nu vorbește, că nu mai e de la primărie. Asta nu e de la primărie. Dar cine? Deci? A, și domnul Tomescu, dar de ce vă deranjează așa de mult că doar 7 cetățeni se uită la această emisiune? Dar are rost să interveniți la 7 oameni, dă-le încolo de 7 voturi. A? Primăria nu funcționează cum trebuie, clar. Ea a debusolat pe oameni, i-a indus în eroare, i-a bulversat, i-a trimis la aia și caiafa, i-a dus înapoi. Dar vă vine să credeți ce tupeu poate să aibă să sune în emisiunea asta să spună că, domnule, de ce nu m-ați invitat să zic eu? Bă, dar să vină domn primar, că e ales. Să vă spun o chestie, poate, domnule Tomescu, este un funcționar plătit din banii publici. Domnule Tomescu poate să-i lipsească orice, dar tupeu nu. Bă, da, e plătit din banii publici. Dar ce nu mă sună secretara, mă? Sau de ce nu mă sună la de la poartă, mă? Că și ăla e plătit din banii publici. Băi, fenomenal, băi, trebuie să-mi pun cenușă în cap. Că, auzi cum îndrăznesc eu să-i cer domnului primar să vină în emisiune, în fața cetățeanului. Domnul Tomescu, este care e visul meu cel mai visul meu să pun mâna pe un ciocan de la mare, domnule, să mă duc și să-i bat. Doamne, să-i bat până obosesc, până nu mai rămâne nimic din ei. Domnul Mătaru, nu incitați la violență, ci doar de mângâiere. Nu, dar pe bune acum. Serios, eu n-am văzut așa tupeu. Mă, ești cu musca în casă, cu musca pe căciulă, ești cu brața în gură, știi, ca dreață. Da, ești cu roia. Bă, stai acolo, bă, și tași, bă, frate. Auzi, mă vii te mai dai și cocoș, să arăți tu cât ești de cocoș. E vorba dumneavoastră. Pe banii publici, pe banii publici. Dacă eu nu l-aș ști, sună telefoanele, sună telefoanele și mâine țuțării, blogări, ce sunt ei, varză la mine, tocat, trustumirea deșteptarea, asta se va întâmpla, pentru că bărbătește. Până la urmă, nu mă interesează pe mine purtătorul de cuvânt al primării. El a dat relații la presa scrisă. Pe mine mă interesează primarul, că e ales și este ales și de cetățenii care se uită la această emisiune. Poate noi, domnul Tomescu, 7, sunt 3 care l-au ales pe domnul Stavarache.